Probabil că ne-am privit viața în oglindă și am revăzut marile ratări ale vieții. Și am zis, puțin dacă mă grăbeam atunci, dacă eram atent cu acea ocazie, dacă vedeam posibilitatea aceasta și ne-am reproșat faptul că am scăpat multe ocazii, că am tras pe lângă în viață. Cele mai dureroase fiind acelea care au privit timpul. Dacă mi-aș fi dat seama că această ocazie vine o singură dată pe pământ, o singură dată în viața mea, n-aș fi lăsat să treacă atât de ușor. Dar ne trebuie uneori timp și maturizare ca să putem să apreciem ce se întâmplă cu adevărat în viața noastră. Ba, uneori o persoană pe care o pierdem pe o cale sau alta capătă valori incredibile din clipa în care nu mai este. Până a fost, a avut o anumită valoare. După ce nu mai este, lucrurile se schimbă și deodată îmi dau seama că niciodată n-am prețuit ce am avut atâta cât prețuiesc ce am pierdut. Și cuvântul lui Dumnezeu, tocmai acest lucru vrea să ne învețe în această seară, să prețuim din toată inima ce avem înainte de a pierde și să prețuim vremea pe care Dumnezeu ne-o acordă, având în vedere că fiecare zi și fiecare ceas sunt unice și ireversibile. Niciodată nu se va mai întoarce seara aceasta la noi. Niciodată nu se va mai întoarce ziua de astăzi. Vine o altă zi cu locul ei, cu rostul ei, dar niciodată aceasta. Niciodată cea care vine nu va fi urmată de aceeași zi, va fi cu totul și cu totul altceva. Apa care trece prin fața noastră, ăsta e râul, niciodată nu e aceeași apă. Apa aceea a trecut, odată pentru totdeauna vine o alta care o urmează. Care ar fi fost una din primejdele omului care a găsit comoara în țarină? Acesta era contul lui secret. Și a ascuns-o acolo. Care ar fi putut fi una din marile primejdii care îl păștea pe omul acesta? Care este una din tehnicile și metodele diavolului cele mai devastatoare în viețile noastre, atunci când ne stăm față o așa perspectivă cum este aceasta? Cine ar putea să-mi spună un cum? Amânarea. Cum a spus? Și mâine o zi. Mai vine și mâine o altă zi. Sau amânarea. Atunci când diavolul știe că nu ne poate convinge cu privire la valoarea unui lucru, că nu poate să stingă ce avem în suflet pentru Dumnezeu, singurul lucru pe care îl aplică și de multe ori cu efecte dezastruoase este acela de a reuși să ne amâne sau să împingă timpul acesta, să așeze între noi și lucrul cel bun pe care știm că trebuie să-l facem, să așeze ceva. Ori un incident, ori o problemă, ori un alt proiect. În fața unui lucru bun să așeze un alt lucru bun, în așa fel încât după ce am terminat de făcut lucrul ăsta pe cale, să se piardă din suflet gândul și simțământul pe care l-am avut inițial. Timpul face această lucrare groaznică, aș spune, în ce privește inima noastră, hotărârea noastră, dragostea noastră față de un anume lucru. Pilda noastră cu omul care a găsit comoara în țarină nu dă timp de gândire, nu dă timp diavolului. Mi-a plăcut foarte mult expresia pe care o folosea marele și bunul meu prieten, doctorul Iacono, când simțea că a trântit boala jos, spunea, zice, dă-i acum cât e jos, nu lăsa să se ridice. Și din nou lovea până când gata, acum am reușit. Dacă îi dai voie să se ridice, s-ar putea să trebuiască să lupți cu un dușman mult mai puternic decât înainte. Un virus din corp care nu este ucis printr-un tratament, care supraviețuiește tratamentul respectiv, devine mult mai puternic tocmai din cauza tratamentului la care a fost supus și dacă vei continua să-l tratezi, va trebui să discuți cu un dușman mult mai redutabil. Ceea ce ai putea să faci astăzi foarte ușor și natural și repede, e de ajuns să amâi un timp și va trebui să te lupți cu o complexitate mare de probleme.
Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Isaia, capitolul 55, și de aici să citim versetul 6, în care ni se arată importanța fără egal a timpului, a momentului, folosirea momentului. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. De ce vine o vreme când se termină sau s-a vândut și n-am mai apucat sau ce se întâmplă? Vine o vreme când Domnul poate fi găsit și după aceea se ascunde și nu mai poate fi găsit? Ce se întâmplă? Ce însemnează expresia aceasta, câtă vreme se poate găsi? Nimic altceva decât că în viața noastră se vor schimba unele lucruri. Poate că adesea am lăsat conul de umbră să cadă asupra lui Dumnezeu, dar nu, acolo nu s-a schimbat nimic. La El nu s-a schimbat nimic. Nu Dumnezeu s-a depărtat de noi, noi ne-am depărtat de El. Nu Dumnezeu s-a ascuns de noi, nu Dumnezeu s-a ascuns de om. Omul s-a ascuns de Dumnezeu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Ce însemnează acest lucru? Însemnează că va veni o vreme când cel ce caută pe Dumnezeu va trebui să depună eforturi grele, duble, mult mai concentrate ca să poată face ceea ce ar fi făcut așa de natural și așa de direct acum. Timpul are o importanță inimaginabilă. S-a măsurat statistic și s-a demonstrat că majoritatea covârșitoare, adică peste 80 sau aproape 90% dintre cei ce compun biserica creștină, au devenit creștini sub vârsta de 20 de ani. Acest mic segment care mai rămâne de la 92% sau nu știu cât, au venit după între 20 și 35 de ani, iar peste 35 de ani este extrem de mică probabilitatea aceasta. Sunt niște legi care funcționează. Nu degeaba a spus cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte de Creatorul tău până ai viață, până ai putere, până ai energie, până dorești, până iubești, până arzi, până poți. Adu-ți aminte de Dumnezeu în zilele acestea. Este o vreme optimă pentru tine să faci lucrul acesta. Ai să încerci oricând, dar n-ai să mai fii același om. Ori să vină niște zile grele, când va trebui să-ți împari sufletul între griji, complicații, dureri, neajunsuri și ce mai rămâne să încerci să lupți pentru Dumnezeu. Adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele puterii tale, aceasta spune Biblia. Aceasta e legea semănatului și seceratului. Nu poți să semeni oricând în câmp, este un timp optim de semănat. Nu poți să seceri oricând în câmp. Dacă nu seceri la timpul potrivit, s-ar putea să încerci să seceri degeaba sau să nu mai seceri niciodată. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Am citit despre Moody, că a mers într-o vacanță la o rudă a lui și la un moment dat îi spune ruda aceasta, mergem până la spital să vizităm pe cineva. Era un cetățean care provenea dintr-o familie săracă, a primit o porție mare de pădure în America și s-a apucat să defrișeze și să lupte și sâmbătă sau duminică merge la biserică, dar îl deranjează predica, pentru că predica a spus căutați mai întâi împărăția cerurilor. Astăzi, dacă auziți glasul, și el spunea în sufletul lui, dar nu pot, acum am alte lucruri de făcut. Întâi și întâi vreau să pregătesc pământul ăsta pentru fermă. Nu erau unelte pentru defrișări atunci, era muncă brută, foarte multă, foarte grea. El vrea să rupă ciclul acesta de sărăcie al familiei și el nu vrea să continue tradiția aceasta, este pus pe fapte mari. Și îl deranjează un text ca acesta, mai întâi împărăția celui. Acum, chiar astăzi, dacă auziți glasul, și-a plecat, a zis, nu. S-a simțit puțin deranjat în planurile lui de moment și a zis, fac lucrul acesta după ce îmi pun la punct toate. Și a doua săptămână a mers în altă parte, n-a mai mers tot acolo de teamă să n-audă același lucru și s-a întâmplat, adică tot urmărit fiind de Dumnezeu, aude același text. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, astăzi dacă auziți glasul. Și atunci a spus, uite, nu mai vin la biserică până nu termin treburile, n-are rost că mă tulbur, mă gândesc în altă parte, vreau să văd treaba asta rezolvată și după aceea.
Și așa a fost. A rezolvat aceste treburi multe și după aceea, când era stăpânul pământului și avea de toate, a venit acolo la biserică. A rămas mirat când toată lumea care era în biserică asculta predica, nici nu știu despre ce se vorbea acolo. El stătea pe bancă și se uita la ceilalți și oamenii impresionați au vărsat lacrimi ascultând predica aceea și se mira de ei ce ori fi având oamenii ăștia. A încercat în altă parte, la fel, a venit a doua, a treia oră până când și-a dat seama că de fapt sufletul lui nu mai era impresionabil. Nu. Se împietrise. Și în final a sfârșit într-un spital de boli mentale, acolo unde l-a vizitat Moody. Și primul lucru pe care l-a spus lui Moody la gratii, fără să știe că e nepotul lui, nu mai cunoștea, primul lucru pe care l-a spus la gratii, tinere, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Există un timp în viață și există o dispoziție sufletească. Există o stare a ființei noastre, există o anumită ocazie. De aceea Domnul insistă în textul acesta și spune căutați pe Domnul atâta timp cât se poate găsi și chemați-L câtă vreme este aproape. Ar fi de neconceput că Dumnezeu s-a depărtat de cineva și nu vrea să mai asculte și bietul om strigă, dar Dumnezeu nu mai aude că e departe. Nu, nu aceasta este ordinea. Dumnezeu este tot acolo și tot același pentru ieri, azi și în veci. Dar omul nu mai este același. Noi suntem trecători. Tinerețea, zorile vieții, dragostea, puterea aceasta de a iubi, consacrarea, entuziasmul, curajul, toate aceste lucruri au o vreme. Și când trec, sunt atât de greu de găsit și atât de greu de refăcut. De aceea mă rog lui Dumnezeu să impresioneze în seara aceasta asupra noastră însemnătatea momentului vieții noastre. Atunci când simțim în sufletul nostru îndemnul, când simțim chemarea aceasta, atunci când mintea noastră vede clar și înțelege că e vremea să fac pasul acesta, este clipa să asumăm riscul și să facem pasul acesta. Ezitarea ne va arunca într-o situație de nesiguranță, curajul se va reduce foarte mult și va fi tot mai greu și mai greu. Am un prieten care a încercat să vină la credință de vreo 7 ori. N-a reușit pentru că rudele i-au stat în cale și au tăiat drumul și fizic chiar l-au oprit, l-au dus înapoi și a 7-a oară a spus el, acum, indiferent cine va sta în drum și orice mi s-ar întâmpla, astăzi voi fi acolo. Și atunci a reușit. Dar își reproșa, spunându-mi, prima dată ar fi fost mult mai ușor, mult mai direct, ar fi fost o experiență plină de lumină și de entuziasm. Acum a fost cu atâta traumă, cu atâta chin. Dar chiar dacă ar fi așa, nu ar trebui să înceteze nimeni niciodată să lupte în a se întoarce la Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă sau nu se întâmplă în viață. Există un timp bun, există o vreme pentru orice lucru, scrie cartea Eclesiast. Dumnezeu a rânduit o vreme pentru orice lucru. Este o vreme a semănatului, a seceratului, a aruncatului cu pietre, a strânsului pietrelor. Este vremea pentru un astfel de lucru. Pentru întoarcerea la Dumnezeu, vremea potrivită este astăzi. Este chiar acum, zice Domnul. Nici măcar într-o zi nu ar trebui lăsat pe mai târziu gândul acesta, din cauza că se diluează sufletul nostru. Nu mai avem aceeași atracție, nu mai este aceeași putere, aceeași hotărâre. Pe parcursul unei singure zile, vreau să spun. Chiar acum, zice Domnul, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile, pentru că ziua aceasta nu se va mai întoarce niciodată. Simțămintele pe care le ai acum nu o să le mai ai niciodată față de Dumnezeu. Luptă și nu le da drumul să treacă neroditoare din viața ta. Este lucru pentru care te-ai născut și ai trăit pe pământ. Toate celelalte, absolut toate vor fi uitate. Nimic nu va conta în ziua în care îți iei la revedere de la pământul acesta. Nu va conta același în urma ta, ci va conta numai ce iei cu tine. Și cu noi din lumea aceasta, spune Biblia, n-am adus nimic cu noi când am venit, nici nu luăm cu noi absolut nimic. Singurul lucru care ne va însoți vreodată este credința noastră în Dumnezeu și speranța noastră.
Iov era un om foarte afluent, material vorbind, și foarte onorat în societate, dar boala l-a dezbrăcat de tot ce a avut el înainte, a pierdut toată reputația lui, a ajuns într-o situație încât era pus în cântece de batjocură. Și atunci el spune, știu că acum este capătul tuturor lucrurilor, mă așteaptă moartea. Singurul lucru, spune el, care se va coborî cu mine în groapă, este nădejdea mea. Speranța mea va merge cu mine în locuința morților. Acolo unde plec, nădejdea mea e singurul lucru pe care îl voi lua de pe acest pământ. A avut 10 copii, a avut soție, a avut averi, a avut toate, absolut totul a rămas acolo. Un singur lucru pleacă cu el, speranța lui. Vă spuneam de tatăl meu care a rezistat 20 de ani chemării Evangheliei datorită unei idei greșite a lui. Și el a crezut și a spus toată viața că el când devine creștin, el o să fie cineva adevărat, nu oricum, nu orice fel de creștin. El nu va fi cum este cu tare sau cu tare de la adunare de acolo. Ăștia sunt mai mult vopsiți care sunt acolo, nu sunt adevărați. Eu când o fi acolo, păi îți dai seama ce înseamnă când vii la credință, cum trebuie să fii. Și zic, îmi dau seama cum trebuie să fii, trebuie să fii exact așa cum ești. Nu, tata nu concepe acest lucru. El știe, nu, câtă vreme mai fac cu tare, tata mai obișnuia să bea, câtă vreme mai beau, mai asta, nu se poate așa ceva. Când am venit la credință, trebuie să fiu. Și așa au trecut 20 de ani. Și tata n-a fost niciodată altfel în acești 20 de ani. Mai jos a mers. Dar este una din cele mai eficiente înșelăciuni ale diavolului. Nu veni acum, vino puțin mai târziu și nu veni așa cum ești. Trebuie să fii mult mai bine. Lucrul ăsta nu se întâmplă niciodată. Dumnezeu nu ne cheamă la El pentru că suntem pregătiți, pentru că suntem cum trebuie, ci pentru că nu suntem cum trebuie. Că dacă am fi cum trebuie, n-am venit să chem la pocăință pe cei care sunt cum trebuie, pe cei sfinți, pe cei neprihăniți. Nu am venit să chem la pocăință pe oamenii aceștia. Ba o astfel de idee blochează uneori cele mai sincere eforturi din partea cuiva. Un om nu are curajul pentru că așa a fost învățat că la Dumnezeu nu se vine oricum. Trebuie să fii într-un anume fel când vii la Dumnezeu. Așa se face că un prieten al meu, care vă este cunoscut, fiind în închisoare, a participat și el la un studiu biblic. Și în ziua în care își propusese să-și ia viața, pentru că a văzut-o pe mama lui de 3 ori la vorbitor și când a văzut-o a 3-a oară, cât era de zdrobită și de devastată, pentru că el era un recidivist înrăit, recăzând în închisoare de nenumărate ori și nu avea un alt viitor decât să repete acest ciclu al morții, când a văzut-o pe mama lui, în cât de devastată era, și când s-a uitat la propria lui viață și a dat seama cât de ingrat a putut să fie și cum a putut să răsplătească acestei femei care și-a jertfit sufletul pentru el ca să crească un pușcăreaș, un deținut, un om atât de... nu-i poți să pronunți numele și ți-e frică să spui că este copilul tău. În momentul acela a rupt legătura cu viața și a spus, nu vreau să mai trăiesc. Și a făcut el un plan în minte. Dar în aceeași zi în care el hotărâse să nu mai trăiască, în aceeași zi este invitat la un club. Merge la club și ascultă Evanghelia de la cineva, o rudă de-a noastră mai departe. La plecare acesta nu are cu sine decât 2 Biblii. Una o dă cuiva căruia era dator să dea și cealaltă, pentru că el s-a găsit chiar lângă omul acesta, i-o dă lui. Când a pus mâna prima dată pe Sfânta Scriptură, a trăit această experiență pe care numai un om care a văzut fața lui Dumnezeu poate să o trăiască. Pentru că mediul în care a fost el ani de zile, mulți ani, în mijlocul acestor oameni, nu s-au vorbit astfel de lucruri ca acelea din Scripturi. Și cu comoara aceasta merge în celulă. Merge în celulă. Vrea să înceapă să citească. Simte că acolo este izvorul luminii de la Dumnezeu și viața va fi scăpată. Dar vede șeful de cameră cu Biblia în mână. Ce e Biblia? Băi, tu-l harule, cum poți să pui tu mâna pe așa ceva, băi? I-a smuls Biblia de mână, nu ți-e rușine, bă, asta e carte sfântă, băi, pe unul ca tine, mă? Tu pui mâna pe Biblie? I-a luat Biblia din mână imediat și i-a așezat-o într-un raft acolo în bibliotecă. Și bietul de el zice, am rămas fără carte pentru că eram un păcătos. Un alt păcătos, această concepție o are.
Iubiții mei, dacă cineva a înțeles acest lucru despre Dumnezeu, e vremea să învățăm adevărul în această seară. Mântuitorul spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cine nu are starea aceasta sufletească, nu are de ce. N-am venit să chem la pocăință pe cei sfinți, pe cei neprihăniți. Nu cei sănătoși sunt invitați aici. Nu ei au trebuință de doctor. Dimpotrivă. Am mers la o evanghelizare între frații romi și nu știu dacă ați văzut, voi precis că ați văzut pe, la televiziune la Buzescu, acolo unde sunt castelele alea multe, e așa un loc unic, e cunoscut în lume. Și am fost la evanghelizare într-o casă de cultură în apropiere și au venit acești domni din aceste palate și le-a plăcut foarte mult predicarea Evangheliei, dar unul dintre ei mai în vârstă a spus, domne, e foarte frumos, dar îmi pare rău, noi suntem hoți, noi furăm, noi nu putem să facem treaba asta. Și am zis, extraordinar, zic, e pentru voi treaba asta, oameni buni. Nu e pentru ăștia care nu fură, bă, ăștia i-a lăsat-i acolo să stea liniștiți. E pentru hoți treaba aceasta, este pentru mincinoși, pentru oamenii care au pe conștiință fapte grele. Nu este pentru oamenii ăștia care n-au treabă, oamenii ăștia sunt depășiți pe dreapta. Bătrânul a rămas de nu știa ce să spună și am spus, nu, uite, Mântuitorul a chemat astfel de oameni la el. Pentru tine este și este chiar acum. Chiar acum, zice Domnul, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Am văzut în viață câteva ilustrații din acestea de-a dreptul fioroase a ceea ce însemnează timpul în viață, a ceea ce însemnează chemarea lui Dumnezeu. Vorbesc cu o mătușa mea și dânsa îmi spune, zice, eu vreau să vin la credință, mie îmi place foarte mult, eu am citit Biblia, dar eu vreau întâi să fac pomenile pentru soțul meu care a murit și după ce fac toate pomenile acestea, am să vin. Și am spus, nu te ține nimeni să-ți faci toate pomenile, dar la Domnul trebuie să vii chiar acum. Nu lăsa să se așeze între tine și Dumnezeu pomenile tale sau afacerile sau nimic pe lume, nimic între tine și Domnul. Nu vreau să fac întâi aceste lucruri. Și vreau să vă spun că eram într-o casă pe un deal așa departe, cum ar fi acolo, și priveam pe un alt deal în partea cealaltă. A venit o ploaie din această iute de vară și odată am auzit un trăznet puternic, a fulgerat, a trăznit groaznic. Și văd lumea departe acolo, pe dealul celălalt, cum alerga așa ca o turmă buimacă, fără direcție, într-o grădină unde săpau oamenii acolo. Nu mi-am dat seama ce se întâmplă. După aia vine cineva în sat și spune că mătușa mea a fost lovită de trăznet și a dispărut. Nu o găsește nimeni, nu e de găsit nicăieri. Într-un târziu au găsit-o aruncată într-o vale, acoperită cu frunze. Am dus-o acasă cu carul și îmi suna mereu în minte și îmi plângea sufletul mine de cuvintele ei. Vreau întâi să fac treburile astea și după aceea. Nu există nimic pe pământ care să fie pus înainte de Domnul. Orice vom pune înainte de Domnul este Domn pentru noi. Este un idol, practic. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. În engleză spune înaintea mea. Să nu ai așa ceva, vreun lucru în viață care să fie înaintea mea sau mai presus de mine. Dumnezeu nu vorbește acest lucru dintr-o gelozie pe care o practic eu sau un altul. Nu, Domnul vorbește acest lucru pentru mine și îmi spune tu să nu pui nimic pe pământul acesta care să fie înaintea mea. Să nu dai timpul vieții tale cu prioritate unui alt lucru, oricare va fi el pe pământ, înaintea lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu, așa spune Sfânta Scriptură, chemați-L câtă vreme este aproape. A fost o nuntă celebră în Atlanta. Celebră prin ceea ce s-a întâmplat, că era o nuntă din alta societate și o mulțime imensă de invitați. Și acolo au fost făcute niște pregătiri masive, numai că cu câteva ore înainte de nuntă, mirele a decis să vireze și a părăsit mireasa chiar pe scaun, acolo unde era. Și atunci oamenii se frământă și zic, ce se poate face
cu atâta pregătire, foarte simplu, au trimis mașinile cu mâncare pe la orfelinate, pe la case de homeless, pe la, au, oamenii aceia au sărbătorit, au avut sărbătoare mare zilele respective, însă când te uitai înapoi și când îți dai seama cât a fost în stare cineva să sacrifice pentru așa ceva și cât s-a dovedit de trecător chiar un lucru ca acesta. Sunt unele lucruri în viață pe care le considerăm urgente, le considerăm inevitabile, le considerăm ca fiind sfârșitul și suntem gata să ne sacrificăm chiar viața pentru a face, ne riscăm viața pur și simplu pentru un lucru sau altul și ne dăm seama la urmă că nu a fost chiar nimic. Pe când întoarcerea noastră la Dumnezeu, pentru totdeauna rămâne lucrul cel mai însemnat al vieții, care va însoți o ființă omenească chiar până la ultimul zâmbet. Eram în București împreună cu socrul meu, a fost grav bolnav socrul meu și am fost 3 săptămâni cu dumnealui, am dormit pe un scaun lângă patul lui, era considerat sfârșitul. Stătea într-o comă prelungită, 18, 20 de ore pe zi, poate 23 de ore, câteva minute, uneori deschidea ochii, recădea în comă. Dar ce credeți? Când deschidea ochii, un singur lucru spunea. Atât avea timp și putere când deschidea ochii. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am botezat. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors și recădea în comă. Recădea în comă. De câte ori se trezea, același lucru auzeam de la el. Și în ciuda faptului că din corpul lui nu mai rămăseseră decât niște oase și pielea care le acoperea, recădea în comă cu acest zâmbet fericit și am zis, oare omul ăsta nu are și el copii, nu are și el grădină, amintiri? Nu a contat nimic în momentele acelea, timp de 3 săptămâni, a continuat să repete această frază fericită. Era lucrul pentru care era încântat chiar în clipa morții. N-am văzut pe cineva care să spună, să zâmbească în clipa morții, să spună, vai ce casă mi-am făcut, vai ce mașină mi-am luat, vai cine mis. Nu are niciun fel de importanță un astfel de lucru, pe când aici am văzut puterea, așa cum scrie în Biblie, dragostea este mai tare decât moartea. Moartea era acolo lângă noi. De altfel, ne-au mutat din secția de spital și am stat într-un ospiciu, adică nu știu cum se numește, e la Muribunzi. Nu morgă, dar înainte de morgă. Era o cameră înainte de morgă. Acolo am stat între niște cerceafuri agățate așa, pe scaun, alături de socrul meu. Și de câte ori deschidea ochii, nu conta că eram acolo la morți, nu conta atmosfera aceea, tot ce conta era ca în chiar legământul cu Dumnezeu și atât de fericit cu zâmbetul acela, recădea în comă. Vreau să vă spun într-o mică paranteză că îmi petreceam timpul lângă el rugându-mă. Nu ne-a fost dat niciun fel de tratament pentru că socrul meu a fost considerat ca fiind în afara tratamentului. Nu mai este nimic de făcut pentru el. De fapt, mâinile rămăseseră niște bețe așa, picioarele la fel, bazinul se vedea. Era un schelet. Și stăteam lângă patul lui și mă rugam la Dumnezeu. Doamne, Tată, dacă este ceva de făcut, învață-mă ce trebuie să fac, spune-mi unde să merg. Și m-am trezit într-o dimineață de iarnă, subțire îmbrăcat și cu un gând foarte insistent în minte să merg în piață. Afară era o furtună de zăpadă, ați văzut cum este viforul iarna. Eu eram îmbrăcat subțire, mi-am ridicat gulerul și am pornit prin viforul ăsta. Obișnuiesc să-mi ascult glasul sufletului, chiar dacă m-aș duce degeaba undeva, și m-am dus în piață. Când mă duc în piață, normal că n-avea cine să fie decât mesele încărcate cu zăpadă, dar observ câteva persoane, și ele încărcate de zăpadă, cu o sacoșă în mână, și observ că un tir intra cu spatele în piață. Au oprit și au descărcat niște struguri din Bulgaria, în mijlocul iernii. Am stat și eu la coadă, am cumpărat și eu, soția de aia mi-a spus, și pe tine nu te trimit la cumpărături, că tu cumperi dublu. Am cumpărat 5 kg, dar am uitat că socrul meu nu mănâncă, eu eram bucuros să-i cumpăr lui, dar după aia mi-am dat seama că el n-a băut nici apă de atâta timp. Eu doar îi puneam apă așa pe buze. Și vreau să vă spun că i-am stors câte un bob așa pe buze și socrul meu s-a trezit din coma lui.
Vreau să vă spun că am mâncat struguri, după aceea i-am dat supă și după aceea a venit de 6 ori în America. Și este bine până în ziua de astăzi, cred că chiar ne urmărește în acest moment. Iubiți frați, Biblia spune Duhul omului îl sprijinește, fie în boală, fie în suferință, dar sprijinul acesta nu este ceva de natură psihică, ci este rezemat pe ceva anume. Duhul omului nu are curajul și tăria și maturitatea de a sprijini pe un om decât dacă experiența vieții lui este legată de Dumnezeu. De aceea Biblia ne îndeamnă să nu lăsăm viața să treacă printre degete, să nu amânăm, să amânăm orice pe lume, dar să nu amânăm niciodată chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează. Din ce cauză? Nu pentru că Dumnezeu ar fi unul care a zis odată, cum obișnuiți voi ardelenii, și dacă chemați pe unul la masă și spuneți ia și mănâncă, și mai ales dacă el este din regat de la mine, el face pe mofturosul și zice, nu că nu mi-e foame, că să vezi după aia voi lăsați să moară acolo. Noi luăm de la capăt și iară îi zicem de 2-3 ori și să vezi că mănâncă după aia mai mult decât i-am pus noi la masă. Domnul nu este de acesta care zice odată și pleacă. Nu din acest motiv. Din starea noastră sufletească vine primejdia. Sufletul nostru nu este impresionabil la nesfârșit. Este ceva sensibil care se consumă ușor și care trece. Ca roa, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, spune Biblia. Stările acestea sufletești care angajează pe un om și care îl face să-și deschidă inima către Dumnezeu sunt pasagere. Ele nu rămân pentru totdeauna. De aceea insistă Domnul în solia pe care o dă către Laodiceea, spunându-ne, eu stau și bat, aude-mă, dacă aude cineva și deschide, eu intru la el. Numai că Biblia spune, până nu vin zilele cele grele, când nu mai auzi, nu e vorba de auzul fizic, până nu vin zilele cele grele, când nu mai vezi, nu văd rostul, nu mai văd sensul, nu mai văd, care ar fi importanța acestui lucru, până nu vin zilele acestea grele, până nu vin zilele când orice mic de ușor de urcat se pare foarte greu și până când faci câțiva pași ți se pare o mare realizare. Acum când poți să sari, când poți să mergi mult mai ușor, adu-ți aminte în vremea aceasta cu care nu te vei mai întâlni niciodată, pentru că tinerețea este trecătoare. Columb care a traversat oceanul și a descoperit America, nu primul, ci unul dintre, dar i-a rămas numele acolo, a scris în memoriile lui, dacă vrei să treci oceanul, asigură-te că ești dispus să pierzi din vedere țărmul. Atâta vreme cât mergi de-a lungul țărmului, ca să vezi pe unde ești, niciodată nu vei trece oceanul. Asigură-te că ești dispus să pierzi din vedere țărmul dacă vrei să treci oceanul. Am întrebat pe o tânără doctoriță, doamnă, dumneavoastră, v-ați predat vreodată Domnului cu toată ființa dumneavoastră? Și ea mi-a spus, zice, nu cu toată ființa mea, aproape, dar am lăsat și un drum ca să, așa, între mine și de unde veneam. Dar de ce? Păi dacă o fi să fug, să am pe unde să mă întorc, adică n-am tăiat orice cale de comunicare cu viața, nu poți să știi care va fi rostul. Și am spus, vezi, tocmai acest lucru te ține legat. Nu-ți dă voie să urmezi pe Dumnezeu decât limitat în zona ta. Frica aceasta a arestat mai mulți oameni pe pământul acesta decât persecuțiile. Starea aceasta a omenirii, a ființei umane, de a se prinde de ceva vizibil, a fost aceea care adesea a secat și a ars firul credinței. Credința este o încredere în cele nevăzute. Este o deplină încredințare despre cele sperate și nădăjduite. Acolo și aici ne cheamă pe noi Dumnezeu ca să cultivăm darul acesta al credinței și al încrederii în El pe care ni l-a dat. Sunt câteva cântări deosebit de frumoase care surprind acest aspect și una dintre ele spune mi-ajunge atât să știu că știe El, mi-ajunge atât să știu că Dumnezeu este acela care mi-a dat făgăduința. Făgăduința lui Dumnezeu este pentru mine viață și adevăr.
Așadar, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Este posibil și foarte posibil, este ca drumul să fie cu totul diferit de cum ne imaginăm, dar nu vă temeți de felul cum Dumnezeu ne conduce pe pământ. Povestește un naturalist că a asistat o broască țestoasă care și-a depus ouăle la plajă. Așa se duce acolo și sapă o groapă și a pus toate ouăle în nisip, după aceea le-a acoperit cu grijă și în loc să plece înapoi spre ocean, a pornit în direcția cealaltă și a prins-o ziua și a început să topească soarele, o căldură groaznică și nu mai poate să înainteze, are ochii plini de nisip, continuă să se îndepărteze de ocean. Cel care purta de grijă de zona respectivă merge cu o mașină specială, o întoarce, broaștele acestea uriașe, sunt unele sute de kilograme, a întors-o cu carapacea în jos, i-a legat cablul de un picior și a început să o tărască cu mașina spre ocean. Imaginați-vă prin dune cum a mers, când a ajuns la marginea oceanului, a desfăcut-o, a întors-o iarăși și cu câțiva oameni a împins-o în apă. Cineva care a văzut o spectacol ăsta zice, așa a scris în notițele lui, mă întreb ce-o fi crezut broasca aceasta când s-a văzut târâtă, că e dusă la moarte sau că este scăpată de la moarte. Ce poți să înțelegi când te vezi târât și dus undeva unde nu ai pur și simplu control? Dar ce frumos și sigur este atunci când Dumnezeu ne poartă chiar pe un drum care pare atât de amenințător. Ce frumoasă e prietenia lui Dumnezeu, care poate să compenseze pe pământ tot ceea ce un om vreodată ar depune ca preț pentru dragostea lui de Dumnezeu. Dacă omul nostru din pildă, care a găsit comoara aceasta în țarină, nu s-ar fi grăbit să facă lucrul acesta, bucuria pe care o avea el în suflet s-ar fi stins încet, încet. Și într-o zi s-ar fi descoperit absolut rece. Dacă astăzi nu vede niciun motiv ca să rețină ceva pe pământ, să cumpere comoara aceea, mâine nu va mai găsi niciun motiv de a face lucrul acesta. Chiar va privi ca pe ceva ciudat. Se va trage înapoi, dar Biblia nu lasă să se vadă că a fost un timp de gândire, omul s-a gândit, mă duc acasă, vând tot ce am, las asta, las cealaltă, n-a fost niciun timp de gândire. Bucuria lui a fost atât de mare, entuziasmul lui a fost atât de viu, încât omul acesta a dat tot ce a avut și s-a dus și a luat comoara aceea scumpă. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi și chemați-L câtă vreme este aproape. Vine o vreme când mă veți căuta, dar nu mă veți mai găsi. Veți striga la Dumnezeu, cum scrie Biblia aici, îl veți chema pe Dumnezeu, dar nu va fi niciun răspuns. De ce? Nu pentru că Dumnezeu ar fi închis cuiva ușa harului sau accesului la El, ci pentru că în sufletul acelui om s-a făcut liniște. Scriptura spune despre Efraim într-o situație groaznică. Efraim s-a alipit de idolii lui. Lăsați-l în pace. Așa după cum lucrarea lui Dumnezeu operează în sufletul nostru, la fel și păcatul. El nu stă pe loc. El nu stă pe loc. Dacă îi dăm timp să crească și dacă îi dăm timp să cuprindă ființa noastră, El își va face lucrarea și va deveni atât de tare încât ființa umană slabă nu va putea să se mai opună, ci păcatul te va duce acolo unde nu ai vrea să mergi, te va ține mai mult decât ai plănuit vreodată și te va costa imens mai mult decât ai fost gata să plătești, lucruri pe care nu le-ai plănuit. Erwin Lutzer spune, o tratare superficială a păcatului, o privire superficială asupra păcatului, ce mare lucru e chestia asta, asta nu este mai nimic, asta înseamnă superficial. Deci o privire superficială a păcatului conduce la tratarea superficială a lui. Văd că mi-a ieșit ceva, mai nimic. S-ar putea să fie un semn îngrijorător, tu nu poți să spui despre ce este vorba. Cineva care cunoaște poate să spună lucrul acesta, de unde vine așa ceva, care este cauza, care este remediul pentru lucrul acesta. În timp ce lucrătorii dormeau, vrăjmașul a semănat neghină.
În timp ce sufletul doarme față de Dumnezeu, se trezesc tot felul de emoții, de gânduri și de simțăminte străine față de sufletul nostru și vrăjmașe nouă. Timpul nu lucrează în favoarea noastră. Nu dați timp îndoielii în suflet. Îndoiți-vă de orice, dar nu de Dumnezeu. Nu amânați pe Dumnezeu, amânați orice altceva. Totul poate fi amânat. Chiar zâmbeam de multe ori, am auzit că un preot a amânat învierea pentru că a fost un meci, chiar atunci în noaptea de înviere, și a anunțat pe enoriaș la biserică, fraților, să amână învierea că sunt ocupat în seara asta. Și a plecat. Adică orice se poate amâna până la urmă, indiferent cât pare de presant, un singur lucru nu poate fi amânat fără risc. Și anume să spui Domnului, mai așteaptă, vino iarăși, te voi întreba mai târziu. Ați observat când Pavel a predicat în fața lui Festus? Festus a fost foarte impresionat și a zis, Domne, așa ceva, era cutremurat când l-a ascultat vorbind despre neprihănire și despre judecată. Wow! L-a ascultat, era pur și simplu impresionat până în adâncul sufletului său. Felix, pardon. Și la un moment dat vine cu o soluție. De astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi asculta. Ați găsit în Biblie a doua pagină când a mai avut prilej să mai asculte? N-ați găsit niciodată. Poate că a mai fost prilej, dar n-a mai fost niciodată interesat de așa ceva. Astăzi este clipa mântuirii. Chiar acum, zice Domnul, iar despre o categorie de oameni spune, au lăsat să treacă clipa potrivită. Ceea ce îmi spune nouă că este o clipă potrivită în viața noastră, pe care de mult o urmărește Dumnezeu ca să ne câștige sufletul pentru viața veșnică. Iubiții mei, atunci când Mântuitorul a venit pe pământ, nu a fost o dată oarecare, ci spune Biblia, la împlinirea vremii, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nu cunosc nici întârziere. Ele se derulează după ordine dumnezeiască. Și la fel este în viața noastră. Suntem urmăriți de la copilărie până la bătrânețea noastră profundă ca Dumnezeu să identifice clipa optimă când un om poate să răspundă chemării Evangheliei. Când Domnul va arăta planul Lui care l-a avut cu noi și felul cum a lucrat cu noi și noi vom vedea toate aceste lucruri, noi înșine vom recunoaște că nu se putea face ceva mai bun și mai frumos de cum a lucrat Dumnezeu cu noi. Aceste lucruri sunt puse la cale de cea mai profundă iubire și de cea mai înaltă înțelepciune, amândouă la un loc care se găsesc în Tatăl nostru cel Ceresc. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele, zice Domnul, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Nu este așa că în mintea și în sufletul nostru încercăm să înțelegem gândurile lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu mine. Cred că Domnul vrea lucrul ăsta sau vrea lucrul celălalt. După ce avem noi cea mai clară imagine, să lăsăm loc, zice Biblia, căci gândurile pe care le avem noi, cele mai bune gânduri ale noastre despre Dumnezeu, sunt atât de departe cât este răsăritul de apus sau cum sunt cerurile față de pământ. Cu atât mai bun și iubitor este Dumnezeu. Exemplul pe care ne l-a adus Mântuitorul nostru este cel mai zdrobitor din viața noastră. Dacă fiul tău, copilul tău vine la tine și îți cere ceva, care e omul acela dintre voi, întreabă Domnul, se uită la toți care erau acolo, care e omul acela dintre voi care și-ar trimite copilul afară, fără milă? Care este omul acela dintre voi care ar putea să-și ajute copilul și nu vrea să-l ajute? Dar chiar dacă ar fi așa, chiar dacă ar fi așa, care este mama aceea care poate să uite pe copilul pe care îl alăptează? Este foarte posibil să se întâmple așa ceva, spune Biblia. Am fost la masa unui prieten și acolo ne-am adunat mulți din multe părți și el era
o gazdă binevoitoare și generoasă și au umplut masa cu de toate, mare bucurie, mare fericire acolo și noi ne minunam de toate minunățile acestea pe care le adusese el pe masă până în momentul în care soția lui are o întrebare pentru el. Când era el mai fericit și mai generos acolo și vrea să vadă toată lumea fericită, soția lui are o întrebare pentru el. Dani, unde sunt fetele? Aoleu, le-am uitat în parc pe amândouă. Și fugi repede în parc, erau pe o bancă uitate acolo sărmanele. De la masă nu s-a uitat nimic. Sare, piper, toate erau acolo în locul lor. Singurul lucru care a fost uitat erau copiii în parc. Bietul om a abandonat și masă și oaspeți și tot și a fugit în parc. De aceea Biblia spune, chiar dacă s-ar întâmpla ca o mamă să uite copilul sau un tată, cum a fost cazul nostru mult mai frecvent, chiar dacă s-ar întâmpla așa ceva, spune Domnul, eu nu te voi uita cu niciun chip pentru că te-am săpat pe palmele mele. Mireasa lui Hristos nu va pierde din vedere acest lucru. Și mă rog lui Dumnezeu ca imaginea aceasta să rămână în sufletul nostru. Mireasa va sta în fața mirii lui Hristos Iisus, fără să privească la veșmântul ei cel strălucitor, ci la fața aceluia care a îmbrăcat-o cu in subțire strălucitor și curat. Mireasa nu va privi la coroana strălucitoare care e gata să-i fie așezată pe cap, ci la mâinile care așează această coroană, pentru că mâinile acestea poartă un mesaj special. În spatele chemării și invitației acesteia se găsește expresia celei mai înalte iubiri care a fost vreodată concepută de ființa omenească. Această cântare a cântărilor între om și Dumnezeu reverberează în seara aceasta. Dacă este cineva care încă nu a spus Domnului bun venit în viața lui, dacă este cineva care a amânat sau îl amână pe Domnul din cauza unor anumite lucruri, dacă sunt anumite lucruri între noi și Dumnezeu, este momentul potrivit să răspundem textului acesta. Caută-L pe Dumnezeu câtă vreme îl poți găsi. Cheamă-L câtă vreme este aproape și Dumnezeu să ne ajute. Amin.